Cristei, că nu l-am văzut pe aici, nu cred că a ajuns, că vreau să-l întreb. Se bagă cum te băgai tu la începuturile lui de relație cu Noemi și spuneai că el este soțul tău, să-l lase pace, să plece de unde a venit și așa mai... El acum, că și tu ești într-o relație și nu nega că te urmărim pe Instagram, se bagă și el? Și spune, să știi că eu sunt, de fapt, viitorul soț. Tot ce ai făcut tu, karma, cum s-ar zice. Nu, nu, atunci erau glume, nici pe vremea aia nu era cu Naomi. Atunci a cunoscut-o la X-Factor, erau glume și atunci povestea asta a murit acolo, odată cu X-Factorul. Acolo ne-am și căsătorit la X-Factor și acolo am și divorțat la X-Factor. Deci... Dacă mai spune și în emisiune la Neața, cu engleza ta explicai... Îi explică, Naomi, cum e de fapt relația voastră, adevărat. Bine, într-o glumă să se înțeleagă, cine nu o cunoaște cu adevărat pe Ileona, ea s-a măritat de 100, de multe ori,